Aș vrea să-mi dați o rețetă, cum a ajuns această carte să fie atât de bine vândută în China. Am înțeles că au fost 1.600.000. Peste 2 milioane de exemplare. Tanxia, în ciuda ce cu zopin ce-i中国 și fei ce-am șo hoan ying de și că ce-am xiao șu. Tanxia, în ciuda ce-și zămă hui șer, yuanyin ce-i nar. Pentru că ce-i șu de hoan, ce-i șiandă ce-i 中国的大陆 它发行是200多万册，可能是目前是210多万册。同时的话呢，因为就是像在台湾，包括香港，它是繁体字，就是卖的都很好。为什么会卖的这么好呢？是因为它写的好。această carte a fost vândută în China continentală cu așa că am ajuns tirajul la 2.100.000 de exemplare, dar se vinde foarte bine și în Taiwan și în Hong Kong. Acolo scrierea diferă un pic pentru că se utilizează scrierea complexă, nesimplificată și de asemenea foarte, foarte bine s-a vândut. Un motiv ar fi acela că este scrisă bine. Dar eu nu sunt eu specialist așa în literatură chineză, dar seamănă foarte bine cu scrierile vechi, cu scrierile medievale, satirice, umoristice, chinezești. E reală impresia mea. 他不觉得自己是个文学专家，但是他有这样的一个感觉，好像您这部作品很像，就是中国不是古代时代，但是这个中秋时代的这个幽默作品，是不是有类似的？这位先生说他不是一个。专业的文学工作者，但是刚才他说这个话非常的专业，因为这个书的话呢，他说的特别对，好像写的是中国当代的生活，但是的话呢，他这个事情故事发生的根儿可能在很远的年代，他可能秦朝就会这样。如果一个作家写的一个现代的作品只是现代的作品，那我觉得这个书就没有写好，它跟中国的历史是非常有联系的，它不只跟现在的生活有联系，跟古代的生活也有联系。我觉得这本身的话就是幽默的一部分。Tocmai ați afirmat că nu sunteți un specialist în literatură, dar comentariul ulterior asupra acestei cărți dovedește contrariul și anume păreți că sunteți foarte, foarte în temă. Într-adevăr, această carte, deși prezintă o poveste care se întâmplă, să zicem, în zilele noastre, în perioada contemporană, totuși are rădăcini adânci în China clasică. Și dacă ar fi scris doar o poveste banală oarecare din China de astăzi, poate că n-ar fi avut așa o rezonanță această carte. Dar ea vorbește despre, se leagă de istoria Chinei și vorbește despre lucruri care sunt mult mai profunde. Nu este doar o carte cu umor, cu umorul chinezului de astăzi, ci este umorul chinezului din 现在就是像这位先生所说的所有的中国人都觉得我是最幽默的人，因为我的书现在有20多种文字，所以的话呢就是好像全世界的人也都觉得我是中国最幽默的人，但是其实我是中国最不幽默的人。你要带我们村里去，我们村里人都比我幽默，仅仅是因为的话呢就是发生的事情，就像我不是潘金莲里边发生的事情，这个事情本身很幽默，这个事情就每天在生活里都在发生，包括的话呢就是这个事情背后的道理特别的幽默。就是有时候就是在生活中人们最大的体会，所有人都觉得事情不能这么做，但是所有人还在这么做，
这个本身是非常幽默的。好的，我而且这个是在罗马尼亚也会有这种事情。好的，我先翻译。Spune că, deci într-adevăr, această poveste ține de China de astăzi, dar ea ține totodată și de China străveche. Foarte mulți chinezi, și nu doar chinezi, consideră că eu sunt sunt cel mai amuzant chinez, că sunt un scriitor cu foarte mult umor. Și aș putea să spun și eu același lucru, dar totuși, dacă este să vorbim pe drept, nu sunt cel mai amuzant chinez. Dacă veți merge în satul meu, veți găsi acolo chinezi mult mai amuzanți, însestrați cu mult mai mult umor decât mine. Iar o povești similare celei relatate de mine în această carte se petrec în China de zi cu zi. Peste tot veți întâlni povești chiar mai amuzante și amuzant este ceea ce se ascunde în spatele poveștii. 就是去年的话呢，就是我在法国得过一个文学和艺术骑士勋章，他给我的那个颁奖词里，我觉得说的特别的准确。他说，因为南美的话，像作家像马尔克斯，就是他写的是魔幻现实主义，他用魔幻的手法来表达现实。他说，刘震云开创了另外一个现实魔幻主义，他写的是现实。但是背后的道理特别的魔幻，我觉得他说的是比较准确，我觉得这个是幽默的来源。Anul trecut am primit o distincție prestigioasă în Franța, este vorba de Ordinul Cavalerilor pentru artă și literatură și la ceremonia de decernare a acestui premiu am fost caracterizat foarte bine, am fost asemănat, cumva comparat cu Garcia Marquez. Și s-a spus, iată, el scrie realism, face în opera sa realism magic. Am putea spune că Liu Zhenyun face o magie a realismului, adică invers, dacă este să răsturnăm puțin, și anume printr-o magie a scrierii, descrie realitatea. Și mi s-a părut că această formulare este foarte potrivită pentru ceea ce încerc eu să fac. Dacă m-ați întrebat pe mine, eu citind cartea, cumva v-am regăsit într-o familie a lui Cervantes și a scriitorilor din perioada aceea, care e vorba de în care apar în literatură oamenii simpli și poveștile lor, și primele povești despre oamenii simpli sunt povești întotdeauna cu un anumit umor pus într-un anumit context de comedie. 我看您这部作品的时候就想到另外一个比较，就是把您和萨万蒂斯这个西班牙作家比较起来，因为萨万蒂斯这些作品里也有普通人的故事，而且他们的故事是非常有这个幽默，他们这些故事就放在一个不算是一半的场合。当然塞万提斯的话是西班牙，包括西班牙语里边甚至全世界一个非常伟大的作家，他非常出名的作品就是唐吉诃德。我觉得他伟大就伟大的他看到了生活中荒诞的一面，就是但是在荒诞的情况下，所有人的话呢就是都在特别正常的生活，特别严肃的生活，就是荒诞里边在严肃，然后的话呢就是他用一个虚构的故事，像唐吉诃德这样一个人物，就是来挑破了这种荒诞。
我觉得这个是他非常伟大的地方。但是我跟塞万提斯最大的区别是呢，我没有另外再虚构一个人物，而就是生活中的人物，比如讲像李雪莲，比如讲的话呢，像一句顶一万句里的人物，比如讲像吃瓜时代儿女里边的人物，就像温故1942里边的人物，这些人物是就生活在这个真实的环境里，但这个环境里边本身它已经就非常的荒诞了。Este foarte interesantă această asemănare și chiar aș putea spune că mă gulește. Cervantes este într-adevăr un scriitor foarte, foarte mare. El scrie povești în care regăsim absurdul la tot pasul, scrie povești despre oameni obișnuiți. La fel și eu am încercat să văd cum trăiesc oamenii obișnuiți într-o lume în care absurdul se regăsește la tot pasul și cum reușesc ei să trateze acest absurd, să-i supraviețuiască, ce soluții au. Cervantes creează, sigur, scrie povești imaginate de el. Însă eu de multe ori scriu povești adevărate despre oameni care trăiesc în lumea contemporană sau au trăit în lumea aceasta pe care o cunoaștem foarte bine. Atât personajul Lisuelien din acest roman, din Nume am omorât bărbatul, cât și personajele din romanul O vorbă cât 10.000 de vorbe sau amintindu-mi de anul 1942, sunt personaje foarte concrete, reale. Adică v-ați inspirat în scrierea acestei cărți din întâmplări reale?您这一次是写这部作品就是我不是潘金莲您这个灵感是从实际故事吸收的吗？当然就是每个作家他写作的灵感产生的方面都不一样，比如讲像这位先生说，他可以从有些作家从真实的故事里边他可以产生灵感，还有的话呢，它有可能的话呢，是从生活中的一个感觉、一个味道，可能一阵风，它也可能产生灵感。但是的话呢，我写作的主要灵感的话呢，并不是产生生活中一个具体的事情，而是事情和事情之间背后的这种道理。我产生的基本上写作的灵感是从哲学和思考来出发，这是我跟其他作者的区别。而这个特点的话呢，被中国的评论家，包括像特别是像美国的像《纽约时报》啊，包括《KQC评论》呢，包括图书馆评论呢，是算是他们的几个特别大的。他就说刘震云跟其他中国作家的区别是什么呀？其他人的话呢是用感觉在写作，他是用头脑在写作；其他作家的话呢，他是用故事在写作，但是他是在用思考来写作。N-aș putea spune că am avut un model real, concret în alcătuirea acestei povestiri. Fiecare scriitor își obține sursă, își identifică sursa de inspirație acolo unde socotește el că este terenul mai mănos. Eu observ realitatea și încerc să-mi scriu aceste povești acolo unde se intersectează filozofia cu gândurile mele, cu întâmplările reale. Deci din această împletire a diverselor elemente îmi creez și eu, îmi găsesc sursa de inspirație și îmi creez poveștile. Atât în interviurile pe care le-am dat și în cronicile care au apărut în New York Times, cât și din cronicile
criticilor literari chinezi pot observa relievarea acestui aspect, și anume că scriitorul Liu Zhenyun este altfel decât decât ceilalți scriitori, într-un fel, tocmai în ceea ce privește această manieră de construcție a romanului și de obținere, de extragere a surselor de inspirație. Este un roman aproape scris parcă pentru film. Parcă așa a fost gândit să fie un roman după care se facă film. Din ce putin, hao xiang shi 就是创作的时候，好像您针对一个导演，就是希望以后就把它 dialogurile sunt scurte,改变成一部电影，比如说这些人物他们谈话的时候，他们说的话就是比较短，像一个电影的这个剧本。 It's an interesting question. este o observație foarte interesantă pe care o faceți. 但是呢，就是我在写作一本书的时候，从来没有把它考虑成要拍成电影，因为我考虑是没用的，我决定不了它要拍电影还是不拍电影。写作一本书和拍电影最大的区别是，这个我写书的时候。 我不用花钱，然后我用自己用笔和电脑来写就可以了。但是拍电影，只要是拍电影，马上大笔的钱刷刷刷就要往里边，就是别人要给我钱，给导演钱，还有给演员钱，给摄制组钱，要花大量的钱。这花大量的钱，它不是我，是另外一个资本家。资本家决定拍哪一个电影，这个的话，他的考量是非常复杂的。他的考量最。 他就说这本书必须好，这本书的话拍出来必须有人看，有人看他才能赚钱，这是他们的思考。至于我在写作的时候，我每个人的对话都特别短，是因为这是我写作的一种风格。我任何作品对话都不是特别长，我觉得不用说那么多废话，这个人就能把事情给表达清楚。我在生活中就 特别讨厌啰嗦的人，但到我的书里边，啰嗦的人就稍微少一些。Când scriu o carte, nu mă gândesc niciodată ce se va întâmpla cu ea, dacă va fi ecranizată, dacă va fi adaptată și se va obține un scenariu de film de acolo, pentru că sincer vorbind, nu cred că are rost să-mi fac asemenea planuri. Dacă o carte de-a mea este bună și merită să fie transpusă într-o formă cinematografică, atunci acest lucru cu siguranță că se va întâmpla. Eu mă preocup doar de cum mânuiesc cuvintele și ce voi scoate din ele pentru a scrie o carte bună. O diferență majoră între literatură și film este că atunci când ești angajat în creația literară, te gândești doar la condeiul cu care așterni cuvintele pe hârtie. Pe când atunci când trebuie să faci un film, trebuie să vină foarte mulți bani de undeva pentru ca el să capete contur și să ajungă să fie finalizat. Aici este problema celui care investește banii în acest proiect și nu mai este nici pe departe problema mea. El trebuie să gândească câți bani trebuie să-i dea regizorului, actorilor și așa mai departe, cum acoperă celelalte costuri. Într-adevăr, replicile sunt scurte, poate, replicile personajelor, pentru că eu cântăresc îndelung fiecare vorbă care trebuie pusă acolo, așternută pe hârtie, și mă gândesc că dacă un personaj are ceva să spună, trebuie să spună
precis, exact, în cuvinte bine cântărite, să nu fie vorbărie goală, fiindcă n-are nimeni nevoie de vorbărie goală. Ce vrea, de fapt, personajul principal? Ce își dorește, de fapt, să fie ascultată, să protesteze de dragul protestului sau ceea ce declară ea să îi facă rău fostului ei bărbat, se răzbune cu el. 那咱们现在谈到这部作品的内容。 那我想知道这个主角就是李雪莲，他有什么目的？他想让别人听他讲话。 他想反抗，就是为了反抗，还是想让他以前的丈夫，就是他的前夫折腾。当然这个问题也非常的专业，因为它涉及到这个作品的内容。李雪莲这个人物的话呢，其实在生活中的话是比较少见的，因为大部分的人的话呢，就是特别是 在生活中他受了委屈，受了委屈的话，他一般就默默的就忍受了，接着他就习惯了。但是的话呢，李雪莲的话呢，他不是这种人，他是另外一种人。这种人是我特别欣赏的人。一般在作品里出现的主人公都是做着比较欣赏的人，他受到的委屈其实并不大，就是一句话，他在物质上没有受到多大的损失。但这一句话呢，就是说， 当他的前夫说他是一个坏女人的时候，他一定要把这个话给纠正过来，因为他丈夫这句话渐渐变成了一个全社会都承认的话，所以他接着的话呢就面临的是反抗整个的社会。我先说到这，接着我再说，不然太长了。嗯，啊，且 punctat foarte foarte bine prin aceste trei variante. Li Xuelian, personajul principal din romanul meu, este un tip uman pe care un prototip pe care îl întâlnim rar în viața reală, în lumea în care trăim. De ce spun acest lucru? Pentru că de regulă cei care sunt nedreptățiți ajung de cele mai multe ori să-și accepte soarta și să rabde, să treacă mai departe. Însă Li Xuelian se individualizează prin aceea că ea nu acceptă soarta. Sigur că este nedreptățită, este stigmatizată printr-o vorbă. Îi se spune că ea este o femeie cu intenții rele, da? Asemănată cu un personaj din literatura chineză. Iar prin protestul său vrea să demonteze această afirmație făcută de fostul soț și să arate că nu este nici pe departe așa. N-am putea spune că stigmatul acesta este unul atât de profund, atât de grav, însă vrea să corecteze această afirmație care a fost făcută la adresa ei și să demonstreze și prin aceasta să arate lumii că ea nu este astfel. Dar după 20 de ani, nu a mai fost să spună această cuvânt. Fandau de fapt, este că el tot timpul spune această lucru, această lucru a devenit o glumă. Asta se leagă de o problemă filozofică. 就是他在世界上说话的话呢，就是他没有地方，就是他说话的话占的面积非常少。这世界上谁说话占面积比较大呢？比如像美国的总统特朗普先生，他说一句话，马上第二天全世界都知道了。但是一个中国的农村妇女，她说了一句话，20年就没有人听。那么全世界都认为特朗普是重要的，李雪莲是不重要的。但是的话，有一个作者， 他认为特朗普是不重要的，李雪莲是重要的，所以把它写成了这本书。 ceea ce se întâmplă în final este
o irosire a 20 de ani din viața acestui personaj, în care 20 de ani în care ea încearcă să corecteze situația, să scape de acel stigmat. Și nu reușește până la sfârșitul vieții. Însă ceea ce este important este principiul care se află în spatele acestei povești, filozofia pe care o putem desprinde. Povestea ei tragică, sau cel puțin așa cum o percepe ea ca fiind tragică, ajunge să fie luată în derâdere, să ajunge ca ea să fie subiectul glumelor, și acest lucru pare într-adevăr a fi tragic. Însă concluzia amară pe care o tragem în urma acestei povești este aceea că o femeie obișnuită de la țară, sau generalizând, un om simplu, nu-și găsește în lumea aceasta locul în care să se facă auzit, să vorbească și ceilalți să-i dea ascultare. Vedem cum în lumea de astăzi tot felul de personaje rostesc vorbe și sunt luate în seamă și li se acordă importanță. De pildă, dacă ar fi să spun, așa, să mă raportez la un personaj din lumea de astăzi, iată, președintele Donald Trump. Atunci când rostește o vorbă, imediat această vorbă este preluată de toată lumea și el este socotit un personaj important. Dar un om obișnuit, dacă are ceva să spună, poate că nimeni nu-i va acorda importanță. Poate doar un scriitor care pleacă urechea și socotește că este rolul lui să scoată în văzul lumii o poveste. Este un personaj care funcționează cumva ca un virus într-un calculator. E un program foarte scurt, dar care bulversează un întreg sistem birocratic. Pentru că nu se poate spune că are dreptate sau nu din punct de vedere legal, dar tocmai ambiguitatea asta bulversează întreg sistemul birocratic. O jamei ce că jamu xiang yi ge bing du yi yang. 比如说, 这个 da ge bi yu, ta you you 一台电脑里边有个病毒，那这个病毒马上就能把整个系统搞乱了，弄得就不行了。那这个人物，我们没法说，就是从这个法律的角度来谈，我们没法说，没法证明他对还是不对，但是。 最重要的是，他能在这个官僚制度里面就搞乱了。说的特别好，我觉得他其实可以当文学评论家。确实，李雪莲的话呢，就像电脑的一个病毒一样，他很快的话就把这个电脑所有的系统都破坏了，而且都打乱了。包括这本书的话呢，就是在前面的话有一句话，就是个中国经常说的话。 说一个人撒米，把米撒到地上，就是后边有多少人，1000个人他也捡不起来，这就是把程序搞乱了。他为什么会把程序给搞乱呢？是因为这个事情的话，不断有一个事情变成了另外一个事情，由小的事情呢变成了大的事情，就好像一个芝麻，它渐渐变成像那个西瓜那么大。 就是如果说我的作品它要是幽默的话呢，就是这个道理的幽默。为什么就是一个芝麻它变成了西瓜，一个蚂蚁变成了大象？就是一个特别小的一个微小的人物，一个农村妇女，就像电脑的病毒一样，把整个的国家的系统马上的话都给侵蚀了。这个整个让这个系统乱了。我觉得这就是写这本书的目的。为什么会这样？
Ascultându-vă aceste considerații, îmi dau seama că ați putea fi un foarte bun critic literar. Într-adevăr, ați punctat cum nu se poate mai bine. Ceea ce este interesant la acest personaj, acest personaj într-adevăr este ca un virus care odată ce a pătruns în sistem nu mai poate fi ținut în frâu. Și strică tot bunul mers cu care erau oamenii de acum deprinși. Și totul este în lanț sau în cascadă. Un lucru mărunt generează altul care este ceva mai mare și mai mare până când se amplifică totul și pare să capete proporțiile unei catastrofe. Un eveniment dă naștere altul și altuia în lanț și tot așa. Și chiar așa cum spun și în roman, este ca atunci când o armată de oameni, o grămadă de oameni împrăștie niște boabe de orez pe jos și vin mii de oameni încercând să le adune și tot nu reușesc să curețe locul. Este chiar o formulare de motoul romanului. Este ca atunci când o sămânță de susan încolțește și din ea ajunge să crească un pepene, ca atunci când o furnică crește tot mai mare și mai mare până ajunge să se comporte ca un elefant. Într-adevăr, aici a fost și poate că acesta este aspectul cel mai amuzant, cum un personaj mărunt de la țară bulversează un sistem, un întreg sistem birocratic. Nu știu, poate e o senzație falsă, dar citind cartea mi-am tot pus întrebarea, personajele din carte sunt foarte singure. Kanang Shuo Kern the Kanjie, Kanang Yo eating the Jake Zhu Guan Yin Su. Tan Shu Wo Kan Nin Jay Buzo Pin Wo Kanjie Da Jesse Ran Wu Hengkudu. Cu excepția ultimilor pagini din carte. Dar și eu, Liewai, tu ți-ai cui hou de ci zhangye. Și bu shi zhe yang. Vă zic că ta șo de te bie doi. Gu du de hua, vă zic că și Li Xue Lian, zic că cui zi zhung de biao xin. Iu ta dao chu xiang shuo hua, dar ne dao chu mei ren ting. Zhe shi gu du de cui da de biao xin. 包括就是这本书出荷兰文的时候，就是我去阿姆斯特丹，然后就是帮助出版社给这个书做宣传，然后就有一个荷兰的一个女士就说，她看这本书的时候从头至尾都在笑，就唯有一个地方她哭了，就是当李雪莲给世界上所有人说话都没人听的时候，她开始给家里的一头牛说话，就是一个人只能把自己的心里话说给一头牛，这是李雪莲最孤独的一种表现。Într-adevăr, din nou ați punctat extrem, extrem de bine și anume personajele acestei cărți sunt personaje însingurate, care trăiesc drama singurătății și cel mai reprezentativ este chiar personajul central, această femeie, Li Xue Lian, care vrea să vorbească, vrea să comunice, dar nu ascultă nimeni. Îmi amintesc cum odată eram la Amsterdam, participam la lansarea variantei olandeze, traducerii în olandeză acestui roman și o cititoare care era prezentă acolo mi-a spus că a amuzat-o foarte tare romanul de la început până la sfârșit. Însă a fost un moment pe parcursul acestei povești care a întristat-o profund, făcând-o să lăcrimeze. Și anume atunci când Li Xue Lian își împărtășea nefericirea unei vaci, pentru că ea era singura care părea să-i dea ascultare. Ta zi rău eu șo de hoa nă. Ta dang tindă Li Xue Lian de hoa nă, de i tău niu șo hoa, zi tău niu zai tindă șo hoa de șo,
他说其实世界上还有另外一头牛也在听这个李雪莲说话，他就是这本书的作者。我觉得就是这个荷兰的妇女说的非常的深刻，他说出了一个作家存在的必要性，他就是把世界特别忽略的人物，忽略的人物发出的声音，重新通过你这本书的话呢，帮助他给发出来了。Respectiva cititoare a mai adăugat ceva extrem de interesant și vorbele ei mi-au rămas adânc întipărite în minte, și anume mi-a spus cum a descoperit că acest personaj a găsit ascultare la vaca respectivă. Deci vaca din bătătura casei a ascultat-o. Dar se pare că a mai ascultat-o cineva în această lume, și anume acest scriitor care a găsit de cuvință să redea povestea atât de frumos în romanul respectiv. Și iată, în felul acesta a subliniat importanța existenței scriitorului și necesitatea existenței scriitorului, pentru că un scriitor, misiunea unui scriitor poate deveni tocmai aceasta, de a scoate la iveală, de a da glas acelor lucruri, acelor povești care sunt adeseori trecute cu vederea, neglijate în lumea în care trăim. Citind romanul, rămâi tot timpul nedumerit de ce personajul principal nu protestează împotriva situației, nu poate să facă decât un copil și preferă să protesteze individual, pentru situația individuală. Adică e o distanță care se păstrează în tot romanul și care produce și un efect comic.我觉得非常有意思，而且我一直不太清楚为什么这个人物这个李雪莲，这个反抗的目的就是这个独生子女的这个政策，他为什么不说我是不是可以再生一个孩子，而他反抗的这个目标好像是另外一个，就是为了纠正那句话，为了证明他不是个坏人。对，我觉得一开始的话肯定是因为他要生一个孩子，第二个孩子，所以跟他丈夫的话离婚了，但这个离婚是假的。她想呢，生下这个孩子呢，接着跟她丈夫呢有复婚，但没想到在这个过程中，她丈夫找到了别的女人。她一开始的话呢是生这个气，但是呢，当她跟她丈夫理论这个事儿的时候，她丈夫说了另外一件事儿，说你好像是潘金莲，是个坏女人，她就开始为这个坏女人，然后的话呢就是来反抗。接着的话呢，她就跟各级官员。他认为各级官员做的都是不对的，又开始跟各级官员的话呢，然后的话呢又开始的话呢跟他们斗争，到最后的话呢，真正的话呢，他是在跟谁斗争？在跟自己斗争。他的告状的生涯就成了一个日常的生活的状态。突然有一天他丈夫死了，没法告状了，他感到自己也活不下去了，所以他要去上吊嘛。上吊的时候呢，那个果农把他腿抱住了，说你要想上吊啊，你能不能临死的时候帮我一忙到另外一个地方去上吊，那个人跟我是竞争对手，这句话把他是20年的所有东西全部都给消解了，这个是整个事情荒诞的一个过程。Într-adevăr, la început această femeie este preocupată doar de nașterea celui de-al doilea copil și de aceea și acceptă înțelegerea cu soțul ei, și anume să divorțeze, să nască copilul, iar apoi să se recăsătorească fiecare venind teoretic cu un copil din afara căsătoriei, ceea ce ar fi fost perfect acceptat.
însă nu și-a putut imagina că pe parcursul acestor evenimente vor interveni niște schimbări, iată, surprinzătoare. Și ajunge în felul acesta să se lupte nu doar cu soțul ei, ci și cu oameni politici, cu factori de răspundere de la, pe diverse paliere, dar nu se mai luptă, abandonează lupta care a fost la început, da? Abandonează resortul care a mânat-o în toată această confruntare, și anume al doilea copil, ci ajunge să se lupte pentru o vorbă care este aruncată la întâmplare, care o jignește profund și vrea să dovedească faptul că ea nu este o răufăcătoare, ea nu este o femeie de joasă speță. Și de aici, iată, se luptă cu soțul, se luptă cu șefii pe toate palierele, cu factori de conducere, și ajunge în final să se lupte cu sine însuși. Deci protestul este într-un fel ajunge să fie un mod de viață care o aduce în pragul disperării. Iar în momentul în care socotește că nu mai are nicio speranță, că este chiar la capătul puterilor, vrea să-și pună capăt zilelor. Nici de acest lucru nu are parte, pentru că se duce într-un loc în care vrea să se spânzure și nu este lăsată nici acest lucru să facă, de teamă că ar, ca să spunem așa, ar spurca acel loc. Deci, practic, viața ei sau acești ultimi 20 de ani sunt irosiți și fără niciun rezultat. E un rezultat, fiindcă e un protest exemplar care în ultimele pagini ale cărților arată că se poate relua acest protest personal. Da, ce că Fan Kang Tao Cui Hou Hai Shi You Yi Ting De Cheng Guo, in Wei Cui Hou De Zhe Xie Cui Hou De Ci Zhang Ye Jiu Zheng Ming, Yi Ge Fan Kang Jiu Ke Yi Chong Fu. 特别荒诞和幽默，因为李雪莲的话呢，就是这么多年告状，是所有的官员都害怕他，害怕告状，所以他呢，多年前由于他的告状，就是一个县长，就是突然被下台了，叫史维民，史维民下台以后呢，就成了一个做饭馆的厨子，他想回去打一场麻将。买不着火车票的时候，他突然效仿了这个李雪莲的做法，说他要告状，马上人就把他送回了老家。就是这个结构的对比本身是非常荒诞的，这个在生活中是不可能存在的，但对于文学作品，对于作家来讲，他靠他的想象力就是可以的话呢，成立，而且大家会相信他是真的。Într-adevăr, putem vorbi de un efect al protestului și se întâmplă ceva și finalul romanului ne arată cum evoluează lucrurile și cum se împletesc absurdul cu umorul. La început toți se tem de această femeie și i-am văzut pe acei șefi, acei ștabi, cum ajung să-și piardă funcțiile, să fie înlăturați din funcții, demiși din funcții, din pricina ei. Și chiar în final, acel personaj, Shi Wei Min, ca să ajungă unde își dorea să poată să prindă jocul de Ma Jiang, hotărăște să adopte exact aceeași strategie. Să se ducă într-un loc public și să protesteze, dar de asta protestul își atinge scopul acela ascuns, este luat pe sus de poliție și dus în locul în care voia să ajungă.
O ultimă întrebare. Timp de 40 de ani a funcționat această politică a unui singur copil. Asta în China a făcut, practic, toți copiii au fost singuri la părinți. Ce s-a întâmplat, adică în societatea chineză cu această generație sau două generații de copii singuri la părinți?最后一个问题就是他知道就是最近这40年来中国就采取这个独生子女这种政策那这样那么长时间以来所有的家庭都那只能有一个孩子，那这些孩子是怎么回事？他们怎么生活？确实这是中国目前面临的一个特别大的问题，因为就是在过去的四五十年内，就是中国因为他觉得人口太多，他就实行的话计划生育，然后是一个家庭的话只能生一个孩子。当这些孩子长大的时候，社会突然发现产生的问题比孩子多还要严重，因为一个独生子女的话，他会面临家庭中很多的老人，比如讲他的父亲、他的母亲，包括他丈夫的父亲和母亲、他妻子的父亲和母亲，等于有四个老人。那如果他的父母上面还有父母的话，他会有八个老人。这么八个老人的话呢，他就非常难照顾，这个呢也会造成很大的社会问题。所以我就觉得，我曾经说过一句话，就是世界上最不缺的就是解决现实的问题，为了解决现实的问题就考虑不了那么长远。如果大家都能考虑的长远，能够把事情的话呢能想到四十年之后，肯定这个政策它就不会这样。而且中国的人口现在在锐减，就是人口减的量的话呢很多，也像那个罗马尼亚一样，这能造成很大的社会问题。Așa este, în ultimii 40-50 de ani în China s-a dus o politică foarte strictă de planificare familială și o familie nu putea avea mai mult de un copil. Totuși, acești copii, în momentul în care au devenit adulți, au apărut alte probleme și societatea a ajuns să se confrunte cu probleme mult mai grave decât atunci când, să spunem, ar fi fost o populație mult prea numeroasă, pentru că, de fapt, această politică a planificării familiale de aici a pornit. Populația era mult prea numeroasă. Una dintre problemele foarte grave ar fi aceea că un copil ajuns adult trebuie să își asume grija tuturor bătrânilor din familie. Practic, responsabilitatea aceasta nu se mai împarte, nu se mai putea împărți între mai mulți frați. Și acești bătrâni erau proprii părinți, bunicii și din partea tatălui și din partea mamei, și cine știe dacă nu cumva mai apăreau și alții bătrâni. Poate că dacă societatea s-ar fi gândit la toate aspectele care pot fi generate de o asemenea măsură, poate că ar fi existat mai multă grijă în adoptarea acestei politici. Cu siguranță, dacă o asemenea politică s-ar aplica și în alte țări, să zicem în România, cu siguranță că ar apărea probleme similare. Foarte感谢主持人，我也特别感谢就是啊Hot News，然后呢向收看Hot News的观众呢问好。另外我也特别感谢就是白罗米女士，是她的话呢把潘金莲、把李雪莲引到了罗马尼亚，我也感谢。出版这本书的人文出版社，我希望这种合作的话呢能够持续下去，而且我跟白罗明老师是非常好的朋友，这种合作也特别的愉快。
Thank you very much. Și eu aș vrea să folosesc acest prilej în final și să adresez mulțumiri realizatorului acestei emisiuni, să adresez mulțumiri Hot News, să adresez mulțumiri doamnei Lumița Bălan, care a tradus acest roman, Nu mi-am omorât bărbatul, și desigur să adresez mulțumiri editurii Humanitas Fiction, Raftul Denisei, unde a apărut acest roman. Eu și doamna profesor Lumița Bălan suntem prieteni foarte buni, suntem prieteni cu editura Humanitas, cu Humanitas Fiction, și sperăm ca această colaborare să continue și să avem parte de și mai multe cărți ale mele traduse în limba română. Urez toate cele bune ascultătorilor dumneavoastră.